Ei, și după ce am primit împreună vestea cea mare, am hotărât să facem sărbătorile de iarnă în Bologna, să stăm liniștiți acolo și să ne bucurăm de miracolul pe care îl primisem, așa că am zburat la Silviu și la invitația unor prieteni am hotărât să facem Crăciunul la ei acasă, undeva la câțiva kilometri de Roma. A fost un prilej bun să mergem acolo pentru că în drum spre am vizitat și Roma și trebuie să recunosc că este unul dintre orașele noastre favorite. Așa l-am dus și pe Bebe după Bologna, a văzut Roma și am avut așa câteva momente de câteva momente romantice, ca să zic așa. Am ajuns la Roma. Siamo arrivati a Roma. L-am adus pe Bebe la Roma, să vadă Roma. Da, prima oară a văzut Bologna, acum vede Roma și poate, cine știe, mai vede și alte locuri din Italia. Poate, cine știe. Doi părinți fericiți. Mă rog că mă ia capul. Dacă ești prea înalt, ia ține-l tu. Hai, așa, altă viață. Să fiu eu turistul ăla cu senistic, nu? Da. Ajunul Crăciunului, din păcate, am avut un eveniment nefericit. Acum, uitându-mă înapoi, mă gândesc că, nu știu, parcă cumva Bebe a vrut să-l vedem. Eram programată la prima ecografie, abia peste o săptămână pe care urma să o fac în Bologna. Și parcă s-a grăbit, mă rog, acum zâmbesc când mă gândesc înapoi, dar în momentele alea, nu știu, cred că era vreo 10 jumătate, 11, chiar eram la în ajunul Crăciunului la masă cu toți prietenii, când la un moment dat mi-am dat seama că se întâmplă ceva, sângeram și am plecat de urgență la spital. Aseară, la 11 și jumătate, în ajunul Crăciunului, am simțit o sângerare și am ajuns la spital, m-am internat de urgență. Cum sunt în spital, există riscul unui avort. Și mă rog să fie bine. Sunt în ziua Crăciunului și mă rog la Dumnezeu să facă un bine. Cât mă am dorit copilul ăsta, mă rog la Dumnezeu să facă un miracol. Da, m-am rugat mult în spital pentru un miracol. Eram amândoi foarte speriați, dar în același timp am zis că dacă tot e ajunul Crăciunului, cu siguranță nu se va întâmpla nimic rău. Aveam așa o speranță în suflet și iată că Dumnezeu, într-adevăr, a ținut cu noi și Bebe era bine. Doctorii ne-au asigurat că lucrurile sunt în ordine și trebuie doar să fiu sub supraveghere medicală pentru câteva zile. Și dacă tot s-a întâmplat asta, ce credeți? Nu aveam cum să ratăm o masă de Crăciun, mai ales că era într-un fel Crăciunul întreg, chiar dacă nu aveam copilașul fizic cu noi. Și Silviu mi-a făcut o surpriză, a venit la spital cu o cină în adevăratul sens al cuvântului. Da, am stat împreună și una peste alta a fost tare romantic. M-am simțit așa ca pe aripile vântului într-un spital. Christmas. And a Happy New Year. Happy New Year.
best Christmas ever. Astăzi este deja a patra zi de când sunt în spital aici în Italia, iar astăzi în sfârșit îmi vor face externarea. Totul e bine, bebe e bine. Am tras o sperietură. Trebuie doar să am repaus. Cât mai mult repaus, astea 3 luni. Și Doamne ajută să fie bine. Era și prima ecografie. Wow! N-am reușit să-i ascult inimioara, pentru că e încă prea micuț, are 5 săptămâni și 6 zile. Dar asta e ecografia. Uf! Câte emoții mi-ai dat! Da, abia așteptăm să plecăm acasă. E, și am ajuns acasă. Da, trecusem peste acel episod. Am avut o întâlnire cu domnul doctor Andreas Viturcas, cel care se ocupă de mine în perioada sarcinii. Mi-a explicat cum că este normal, că sunt, cred că, în proporție de 70% femeile care au această... trec prin acest episod mai puțin fericit, această sângerare, și că totul este în regulă, că bebe se dezvoltă armonios și că lucrurile sunt așa cum trebuie să fie într-o sarcină normală. Următorul pas a fost testul Harmony. Este un test care depistează tot felul de anomalii genetice, un test care se recomandă în special femeilor trecute de 35 de ani. Și am făcut acest test. S-a întâmplarea fericită, sunt tot felul de întâmplări frumoase legate de această sarcină. A fost ca atunci când am primit rezultatul, Silviu să aterizeze chiar în acea seară și am zis haide să-l vedem împreună, să vedem că totul este în regulă, dar pe lângă faptul că aveam emoții legate de acest test, bineînțeles, era și faptul că am fi descoperit dacă este băiețel sau dacă este fetiță. Eu vă invit să vă luați o pungă de popcorn pentru că urmează vreo 7-8 minute în care cu siguranță veți râde sau veți rezona cu emoția mea. Cred că a fost o surpriză, adică, nu știu, surpriza, mă rog, una dintre cele mai mari surprize a fost când am rămas însărcinată, dar asta a fost total diferit pentru că eu eram foarte sigură că bebe este de sexul, dar acest test a arătat de altfel, vedeți, surprinderea mea, a arătat că este de alt sex. Și da, de ce vă spun asta? Eram foarte sigură că este ceea ce simțeam eu, pentru că fusesem în vizită la mama soacră, mama lui Silviu, și împreună cu bunica lui Silviu și cu mama mea, au hotărât ele să-mi facă o verificare băbească, ca să numesc așa, să vedem ce este. Mi-au pus sare în cap, mă rog, toate fericite, nevoie mare că este ceva. Eu simțeam de dinainte că este ceva, ce credeam eu că este. Da, și când s-a făcut acel test, am râd acum pentru că mi-am tot văzut...
reacția. Am fost dezamăgită, dar... Doamne! Cred că voi, femeile sărcinate care ați trecut prin asta, mă înțelegeți. Așa că popcorn și vizionare plăcută. A venit momentul adevărului. Dar cum să se nimerească tocmai când am venit eu acasă, fix în ziua asta, să primești rezultatele? Acum, pe data de 28 ianuarie, am făcut un test care se numește Harmony. E un test genetic care spune, practic, ce este, dacă e fetiță sau dacă e băiețel. Vezi că nu zici ce. Întâi ne uităm la celelalte lucruri mai importante. Da. Și cel mai important pentru mine, cred că și pentru tine, este că acest genetic îți spune practic dacă copilul este sănătos. Mă rog, sunt 99.9% ceva de genul ăsta, exact, eroare destul de mică. Da, și a venit rezultatul, eu nu sunt în stare să-l fac. Pe laptop. Eu nu sunt în stare să-l fac. E nedeschis încă mail-ul. Acum, înainte să ne uităm să vedem ce te dori să fie, fetiță sau băiat? Nu, hai, lasă, știu, dar așa în sufletul tău. Nu știu, probabil că băiat. Ne vrea băiețel? Cred că da. Așa, dacă, dar nu am niciun fel de probleme, că vreau mai mult sau mai mult. Probabil că mi-ar fi mai ușor, că aș relaționa mai ușor cu un băiat, așa mă gândesc așa eu. Așa zic și eu, că mi-aș dori fetiță, că nu mă văd să fiu mamă de băiețel. Dar nu am niciun fel de problemă, chiar nu sunt genul de om care știi de fapt că nu... Am fost genul de om care să spună, îmi doresc asta sau vreau asta. Poate să fie fetiță fără niciun fel de problemă, aș fi foarte bucuros să am și o fetiță. Da, eu nu știu. Mai stai un pic. Bine, uite, apăsăm așa un pic pe ăsta să-l deschidă doar mare. Că e un PDF, trebuie să intru. Nu, eu nu pot. Fă tu că eu mă uit aici. Ține tu laptopul în brațe și fă tu și... Eu nu pot să mă uit. Stai că și salvezi. Doamne, ce... Nu-l mai salva, intră direct, deschide-l așa. Nu știu cum bate inima? Doamne, ajută-ne, doamne. Mă uit? Eu am văzut pisic. Ce? Cred că e bine, nu știu. Uite-te aici, asta e primul tabel. Ce, fetiță sau băiat? Nu pot să spun încă. Ok. Nu dă mai jos. Asta este tabelul cu... Deci. Și asta cred că sunt bine, nu? E loc. Da. Trisomy 21, low probability, less than 0. Da, ăsta e perfect. Trisomy, cum bate? Trisomy 18, ăsta tot la fel, low probability, less than, așa, e bine și ăsta. Stai să mă uit la, în ochii tăi, să văd ce e. Stai așa. Nu. Păi și astea sunt ok? Mă uit în ochii tăi să văd ce e. Așa. Mai am de văzut alte teste genetice? Nu cred. Bine, te uiți și vreau să mă uit la tine și să mă uit în ochii tăi să-mi spui ce e. E fetiță? Nu uite, dă scroll. E băiat. Nu cred. Nu cred că e băiat. Mail. Știi ce nume e? Oh! Nu știu dacă nu sunt de fericire sau de tristețe. Doamne, mulțumim, doamne, că pare totul bine. Doamne! Baby! Come on! Băiatul mama și băiatul tata. Nu, când te gândești, imaginezi că e fetiță și un braț e roz.
Ce am făcut? Mi-a curs, cred că ăsta. A little solo on the way. Nu prea par foarte încântată. Da, da. Sper că se vede că filmez cu camera de selfie. Yes! Yay! Cum o iei așa? Ba da, nu, trebuie să mă mentalizez. Că eu eram mamă de fetiță. Bine că e sănătos. Dar poate se mai schimbă, că e DNA doar 6,9%. Da, nu știu exact cum funcționează asta. Cred că se mai schimbă țolul de acolo, dacă e bărbat. Da, deci este un băiețel. Hai, pa! Nu cred că mai are vreun rost să spun că acest băiețel este, de fapt, ceea ce mi-am dorit. Poate pe undeva mi-aș fi dorit să fie fetiță, pentru că, nu știu, poate gândeam superficial, poate că mă gândeam că fetițele sunt mai atașate de mame, sunt că le putem îmbrăca frumos, că sunt mai gingașe, mai dichisite, dar cred că Dumnezeu știe exact de ce este băiețel și vreau să zic că îl iubesc. Dinainte să se nască, nu am crezut vreodată că va exista atât de multă iubire în inima și în suflet. Da, mami, te iubesc. Te iubesc și de tot. Că nu poți face dezamăgită. Nu te-aș da pe 1000 de fete. Când și-o pe-ți m-aș trăda.